Bună tuturor și bine ați venit din nou în familia noastră! Așa cum ați văzut din titlu, astăzi am iarăși pentru voi un filmuleț cu greșeli. Pentru că am văzut că v-a plăcut foarte mult cel în care povesteam despre 10 greșeli pe care le fac eu la cumpărături. Astăzi vreau să vă vorbesc despre 10 greșeli pe care le fac eu sau le facem noi în ceea ce privește depozitarea alimentelor. Chiar sunt curioasă, vă invit la discuție în comentarii să-mi spuneți dacă și voi faceți aceste greșeli și dacă mai cunoașteți și altele și dacă știți că greșiți. Vreau să vă mărturisesc că în majoritatea cazurilor știu că greșesc și așa că nu vreau doar să iau la cunoștință faptul că știu că greșesc, vreau și să îndrept acest lucru și așa că o să vă arăt în filmulețul de astăzi ce știu eu că greșesc, greșelile pe care le fac și cum vreau să le îndrept. Sper că o să vă placă. În primul și în primul rând m-am întrebat care-i treaba cu ouăle. Eu am crescut la țară. Bunica mea le aduna într-un lighean, castron, și le punea sub masă, în cea mai răcoroasă cameră pe care o avea ea. Acum eu le țin în frigider. Regula generală este că ceea ce cumpărați de la magazin din frigider și acasă trebuie ținut tot în frigider. Dar ouăle, că nu sunt chiar la frigider, sunt lângă frigider. Și așa că m-am întrebat care-i treaba cu ele și am aflat un lucru pe care sincer nu-l știam. Și ce am aflat pe internet este că ouăle pot fi ținute și la temperatura camerei, dar și în frigider. Secretul este că ouăle trebuie depozitate cu vârful în jos. Eu asta n-am știut și nici n-am fost atent atunci când le cumpăr dacă ele sunt într-adevăr cu vârful în jos, dar mi se pare că da. Și există și o explicație pentru asta și anume, după recoltarea de la găini, ouăle pot fi păstrate 20 de zile într-un loc răcoros, fără oscilații de temperatură. Abia după acest interval, ele trebuie depozitate la 5 grade Celsius la frigider. Problema este și atunci când le depozităm pe ușă, pentru că în momentul în care închidem și deschidem ușa, sunt oscilații de temperatură, deci este greșit să le ținem pe ușa de la frigider. În schimb, mult mai importantă decât temperatura pare să fie poziția în care sunt ținute ouăle. De aceea este indicat ca acestea să fie așezate cu vârful în jos. Astfel, camera de aer de la baza oului nu va apăsa asupra gălbenușului, care se va conserva intact și mai multă vreme. Asta n-am știut, așa că mi-am luat chestiile acelea, suporturile acelea pentru ouă, aveam 6 și restul ouălor le puneam pe lângă, pe ușa de la frigider, așa că mi-am mai făcut rost de încă una și acum o să le depozitez corect, cu vârful în jos, în interiorul frigiderului, ca să știu. Al doilea aliment despre care vreau să vă vorbesc sunt cartofii. Eu știu că îi depozitez greșit, dar asta din lipsa spațiului. Se zice așa, dacă ai magazie jos, super, bagă-i în magazie. Dar dacă n-ai, trebuie să fie într-un loc răcoros și întunecat. Important este că acești cartofi nu se bagă niciodată în frigider, nu se pun niciodată la geam și trebuie să fie departe de cuptor sau mașina de spălat vase. Eu aici greșesc. I-am pus într-un loc răcoros în sensul că sunt jos, știți, căldura se ridică deasupra, i-am pus jos, cel mai jos dulap pe care îl am și sunt la întuneric. Problema este că acest dulap este lângă mașina de spălat vase care se încălzește destul de mult și asta e. Cum o să rezolv eu problema asta? Încă nu m-am gândit pentru că mi-e comod să-i țin acolo. Problema este că după o săptămână orice soi de cartofi luați o să încolțească. Întrebarea e, se pot mânca? Pentru că auzisem mituri cum că ar fi otrăvitori și nu se mai pot mânca. E fals. Cartofii se pot mânca și dacă sunt zbârciți și dacă sunt încolțiți, tăiați partea și defectă și o mâncați. Mâncați cartoful. El nu-și pierde din proprietăți, gustul poate să fie un pic ciudat, dar mâncarea va fi la fel de gustoasă, iar cartoful nu trebuie niciodată să lipsească din alimentația noastră pentru că el conține o grămadă de vitamine. A treia legumă pe care eu o depozitez greșit este salata. Cum așa?
Păi uite, pentru că mie nu-mi place să o cumpăr pe aceea pe care trebuie să o spăl. Motivul este că mâncăm salată de 3-4 ori pe săptămână și cu bebeluș mic și cu, și cu grădinița și cu graba și cu casa și cu tot, nu apuc să o cumpăr pe aceea pe care trebuie să o decojesc foaie cu foaie, să o spăl, să o usuc, nu-mi place. Dacă mănânc salată, atunci îmi place să fie aceea care este deja pregătită, spălată, o iau din pungă, o torn în castron, îi pun mirodenii și ce mai adaug la ea și o mănânc. Problema este că această salată nu ar trebui ținută în punguța pe care în care o cumperi, ce ar trebui scoasă, pusă într-un șervețel și într-un castron ceva la frigider. Promit solemn că de acum înainte, când o să cumpăr salată, o să o scot din punguța de plastic, pentru că într-adevăr se rânceze mai repede, acel plastic nu o lasă să respire și șervețelul din hârtie absoarbe apa sau ce o face pe ea să se râncezească și se păstrează mult mai mult timp și mai bine. A patra legumă despre care vreau să vă vorbesc, sau grup de legume, sunt acele legume pe care le cumpărați cu frunze, gen ridichi sau morcovi. Eu nu cumpăr morcovii cu frunze, probabil că sunt mai buni, dar tot mă încurcă frunzele alea, dar ridichile le cumpăr cu frunze. Și ascultați aici ce am găsit pe internet. Și din frunze se pot, și frunzele se pot mânca și se face pesto. Pentru mâncăruri. N-am mâncat niciodată frunze de ridichi făcute pesto. Să încerc? Ați încercat? Sunt bune? Lăsați-mi scris în comentarii și o să încerc. Se zice că aceste frunze trebuie îndepărtate pentru că iau din apa legumelor. Și atunci zice despre ridichi că ar trebui învelite într-un șervețel umed în sertarul pentru legume ca să se păstreze și mai proaspete. Și morcovii și colrabii le poți depozita în sertarul de legume. Ce noroc am, am scăpat că cu colrabii ăsta chiar am scăpat. Nu că l-aș depozita eu bine, dar niciodată n-am cumpărat și n-am mâncat. Dar morcovii, da, îi pun în sertarul cu legume și ridichile la fel, dar nu le-am învelit niciodată în șervețel ca să văd dacă sunt mai proaspete, dar de acum înainte, în mod definitiv, o să le dau verdele jos ca să nu se mai usuce, așa se, chiar se vede, se vede cum se usucă ele, se, nu știu cum să zic, se zbârcesc așa. Și ăsta e motivul, frunzele îi fură apa, așa că de acum înainte o să dau frunzele jos. Apoi trecem mai departe la ciuperci. Ne place foarte mult să mâncăm ciuperci. Îmi plac cele mari pe care le punem pe grătar, îmi plac cele mici pe care le facem cu usturoi, deci ciupercile le iubim. Doar că, ce să vedeți, le cumpăram așa cum sunt vândute ele în magazin, în tăvița lor de plastic și nu le scoteam de acolo până nu le găteam. Asta este o greșeală foarte mare, pentru că aici zic că ar trebui scoase din acel plastic, pentru că acela creează umiditate și mucegăiesc, și ar trebui puse într-un șervețel de hârtie în frigider. Deci, încă o greșeală pe care trebuie să o remediez, e aceea cu ciupercile, trebuie scoase. Eu mai cumpăr și în tăviță de hârtie, de carton, dar de multe ori găsesc, cumpăr cum găsesc și sunt în tăviță de plastic, așadar trebuie scoase de acolo ca să nu mucegăiască. Bine de știut. Am ajuns la roșii. Sunteți curioși cu roșiile? Mama mie, ce mă doare subiectul ăsta, pentru că da, eu sunt una din acele persoane care depozitează roșiile în frigider. Greșit, greșit, greșit! Se pare că roșiile, legume fiind, deși eu știam că sunt fructe, este foarte greșit să le punem în frigider, din cauza că își pierd gustul. În momentul în care ele dau de rece, și lor nu le place recele, sunt legume care se coc la căldură, nu se mai coc și nu mai au același gust. Același lucru este valabil și pentru zucchini, castraveți, vinete sau ardei. Toate le țin în frigider, se pare că e greșit. Cine nu are magazie jos, cum îi zice, beci, cine nu are beci, să le pună la temperatura camerei. Pentru mine lucrul ăsta este foarte greu, în afară de faptului că nu am spațiu, am o bucătărie foarte mică, vara se mai strâng și musculițe.
Și când văd musculițele prin bucătărie zburând așa de la un fruct la altul și de la o legumă la alta, mi se ridică părul mai mult decât l-am acum în cap. Așa că trebuie să găsesc o soluție să le depozitez și pe ele pe masă, și un loc și o soluție, pentru că se pare că sunt depozitate greșit în frigider. Știu că există acea plasă, aia arată așa ca un capac din plasă și tu îți pui fructele, legumele pe masă și pui plasa aceea și în teorie ține muștele departe. O să caut și eu una din aceea, dar cel mai rău stau cu spațiul, nu știu, chiar nu știu unde aș putea să le mai îngrămădesc și pe astea și mă salvează frigiderul. Mai ales că mă gândesc că acel sertar de legume este făcut special pentru legume. Păi și dacă roșii nu pot să pun, dovlecel nu pot să pun, vânătă nu pot să pun, mai pun numai morcov și ridichi și ciuperci? Aoleu, se pare că am fost învățată greșit, pentru că toate lucrurile acestea, nu știu, ori le-am văzut la mama mea, ori așa le-am învățat eu și le-am inventat eu, dar nu cred că le-am inventat eu. Cred că lucrurile astea ne-au intrat deja în obișnuință și ne-au intrat greșit. Pentru că, probabil, dacă eu aș învăța-o pe fetița mea cum se face corect, așa i-ar intra și ei în obișnuință și ar face corect. Așa că hai să facem lucrurile corect pentru copiii noștri, măcar ei să se salveze și să depoziteze legumele corect. Și n-am terminat, stați să vedeți care este următorul aliment. Făina. Eu asta chiar n-am știut. Bineînțeles că am văzut pe Pinterest și pe internet tot felul de contenitoare, cum se spune, de chestii să pui făina în ele și sincer m-am gândit că e doar așa estetic. Dar am zis că se poate trăi și fără ele, aparent nu, pentru că făina atrage molii și mucegăiește, etc., etc., și ar trebui ținută într-o chestie ermetică. Nu-mi vine cuvântul deloc, dar nu contenitor, nu cred că se zice. Într-un borcan ermetic, închis ermetic, fără aer. Așa că este indicat făina în momentul în care o cumpărați din magazin să o puneți într-o chestie din acea din plastic sau de sticlă fără aer. Am crezut că este doar o fiță de pe Pinterest, se pare că nu, se pare că așa este corect și așa că mă pun să-mi comand și eu ceva de pus făina. Și cred că același lucru e valabil și pentru mălai, nu? Aoleu, cheltuială pe capul meu! Următorul aliment este pâinea. Este greșit să o depozitezi în punguța de plastic în care o cumperi sau de hârtie, pentru că acestea favorizează mucegăirea, se știe că pâinea mucegăiește. Cel mai indicat ar fi în cutia de pâine. Am cutie de pâine și ce m-am gândit eu? M-am salvat, dar greșeala pe care o fac este că cumpăr pâinea în punguța de plastic și o bag cu punguța de plastic în cutia de pâine și asta este un lucru greșit. Problema mea este că eu cumpăr pâinea deja feliată și în momentul în care scot feliile și le pun în cutia de pâine, deja mi se desfac și mi se pare mie că se usucă și atunci care ar fi soluția? Cred că ar fi soluția să cumpăr o pâine mai sănătoasă. Știu că eu cumpăr pâinea tost care nu este atât de sănătoasă, dar este singura care o mănâncă și Alex și ne place și o băgăm în tost dimineața. Fac sandwich-uri la serviciu și la grădiniță cu ea. Mai mâncăm la gustare tot așa cu ceva pe ea. Așa că până acum de asta am cumpărat. Soluția ar fi să schimb pâinea. Cam costă depozitarea asta corectă a alimentelor, dar mă gândesc că odată ce ai investit timp să te interesezi și bani în instrumentele potrivite, apoi merge totul floare la ureche și măcar mănânci sănătos, pentru că asta este cel mai important. Mai importantă decât banii este sănătatea noastră. Și în ceea ce privește sănătatea și alimentația noastră, în mod definitiv, nu trebuie să ne uităm la bani. Următoarele pe listă sunt bananele. Greșesc, recunosc cu mâna pe inimă, eu le bag în frigider. Și aici spune că bananele și citricele, tot ce vine de la o temperatură așa mai, o zonă, o climă mai călduroasă, nu trebuie să băgate în frigider pentru că nu le place, își pierd din gust. De exemplu, nu se coc pentru că și așa știm că sunt pornite mai crude pe drum. Și este greșit. Dar am aceeași problemă cu spațiul și cu musculițele. Și am văzut o chestie faină tare pe Pinterest, era un fel de cârlig, așa, un suport cu cârlig și agățai bananele aici.
Și se vedea și fain, cred că se păstrează și bine, cred că sunt și mai gustoase, le mănânci la temperatura camerei și nu-ți îngheață gura. Toate aceste lucruri mă motivează să fac și eu lucruri corect, așa că o să mă gândesc cum să fac să depozitez bananele, portocalele și ce mai cumpărăm noi, și lămâile, și alea le țineam în frigider. Să mă duc acum imediat să le scot și să rezolv problema, să le găsesc un spațiu potrivit pentru ele, pentru că e păcat să le cumpăr, mai ales că eu investesc mult și în alimente bio, îmi place să cumpăr bio. Știu că multă lume nu crede în lucrul acesta, dar eu cred, asta e un subiect pentru un alt filmuleț dacă vă interesează. Și ar fi păcat, știți, să dau banii pe ele bune și apoi să le consum nebune pentru că nu le-am depozitat corect. Ultimul aliment de pe lista mea, sunt curioasă dacă voi știați și dacă faceți această greșeală, este ciocolata. Unde o țineți? Spuneți drept. E un dulap, dacă apucă să trăiască mai mult de o zi, dar câteodată am mai ținut-o și în frigider. Și am observat eu pe ea deasupra că se cam albea. Știți ce e? Grăsime. Da, știm că așa e făcută ciocolata, cum o fi ea făcută, și laptele are grăsime, în fine. Este încă bună de consumat, dar cică și-ar schimba gustul. Așa că, fetelor, dacă vă rămâne cumva ciocolată după ce ați desfăcut-o, atunci să nu o țineți în frigider, în dulap, la temperatura camerei și consumată cât se poate de repede. Aici, experții sunt de acord cu mine, nu? Sper că v-a plăcut filmulețul cu cele 10 alimente depozitate greșit și sunt curioasă ce greșeli faceți și voi, dacă acestea, dacă altele, dacă v-ați gândit vreodată că faceți greșelile acestea, dacă aveți de gând și voi să le îndreptați așa cum am făcut și eu. Vă aștept la discuții în comentarii, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și astăzi, dacă vă plac filmulețele cu greșeli, nu uitați să dați un like, mai am greșeli pe care le fac și la spălat și în curățenie și... Nu vă mai dezvălui foarte multe. Dacă sunteți curioase, nu uitați să-mi lăsați, să mă anunțați ca să continui această serie și pe curând. Pa, pa!